Când am terminat liceul, părinții mei s-au despărțit. Cred că a fost cel mai neplăcut episod din viața mea. Mi se părea de neacceptat. Tatăl meu și-a făcut o altă familie, s-au despărțit și s-a recăsătorit. S-a recăsătorit imediat? Cred că au fost vreo 4 luni de zile foarte aproape. Deci e clar că a existat o cunoștință în timpul căsătoriei. Știu că există o fată, o fiică, dar nu am discutat niciodată despre asta. Este sora dumneavoastră, practic. L-am văzut pe Victor, plângea foarte tare. Și în momentul acela mi-am dat seama că eu nu pot să-l mai las acolo. Nu a fost ușor. Aveam 26 de ani și Victor a devenit universul nostru. Este un lucru pe care l-aș face oricând. Îmi doresc enorm copilul. Dar modul în care au ridicat această problemă, au spus că am cumpărat un copil. Toată țara a făcut un subiect legat de adopția lui. Și atunci a început să plângă și mi-a spus că mă cerți pentru că nu sunt copilul tău. I-am explicat că îl iubim enorm de mult și că este copilul nostru. Victor afla de la televizor și și-a văzut la televizor prima dată mama și frații. A fost, cred că, cea mai urâtă zi din viața mea. Viața publică, viața politică, e o luptă continuă. Trebuie să fii pregătit și atunci când ridici o simplă mână. Orice gest, orice imagine, orice atitudine este contestată, criticată. Nu contează ce decizi, contează minutul în care apari în fața oamenilor și cum îl percep ei. Dar ce te faci când ești femeie, în jurul bărbaților? Cum lupți? O să ne spună astăzi, în oglindă, doamna Viorica Dăncilă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră. Bună ziua! Aș vrea să ne răspundeți la început, dacă ar fi să analizăm, în ce etapă a vieții dumneavoastră sunteți acum? Personală mă refer. În etapa în care am închis un capitol și deschid un alt capitol din punct de vedere profesional. În etapa în care am nevoie de continuitate în susținerea familiei mele pentru proiectul care l-a început și în etapa în care mi-am făcut un bilanț a lucrurilor bune și a lucrurilor mai puțin bune pe care le-am realizat până în acest moment. Deci aș putea spune că este un nou început bazat pe tot ceea ce a fost bun și eliminând lucrurile făcute greșit. Da, personal? Ați greșit în viața personală? Schimbați ceva acum? Da, cred că am greșit. Cred că am avut încredere în persoane care nu au meritat încrederea mea. Am crezut că toți sunt ca mine. Atunci când lucrezi într-o echipă, să ai acest spirit de echipă, să-l susții pe cel care ți este alături, să încerci să faci fiecare pas împreună cu ceilalți și să fii conștient că valoarea de fapt nu o ai numai tu, ți-o dă și echipa din jurul tău. Se pare că nu a fost această abordare din partea celorlalți și cred că acest lucru m-a făcut să fiu mai atentă de acum încolo. Vreau să facem un drum împreună la Roșiorii de Vede. Acolo v-ați născut? Da, m-am născut în Roșiori de Vede. Aș vrea să aflu unde este casa copilăriei și vreau să intrăm împreună în casa copilăriei și să-mi povestiți ce găsim acolo înăuntru. Da, este un pic complicat. M-am născut la Roșiori de Vede, tatăl meu a fost în cadrul armatei și când aveam un an de zile a fost repartizat la Sulina, județul Tulcea, și acolo am copilărit până la vârsta de 14 ani. Cum îmi amintesc casa copilăriei cu multă dragoste, multă căldură, multe bucurii și, bineînțeles, acel entuziasm pe care l-ai atunci când ești copil, când vezi totul în roz, când vezi lucrurile bune, când ai multe speranțe, când ai multe așteptări. Cum îl chema pe tata? Pe tata îl chema Nica. Și pe mama? Mama Dedu. Mama mi-a fost nu numai mamă, mi-a fost și cea mai bună prietenă. Din păcate, a decedat în 2016. Cea mai puternică amintire pe care o aveți cu mama? Sunt multe amintiri.
dar cea mai puternică este cea legată de faptul că de fiecare dată mi-era alături și avea un cuvânt de mângâiere atunci când mi se părea că mi-este foarte greu să fac un pas în față. Mi-era foarte greu să mă gândesc la viitor, pentru că atunci mi se părea că nu am avut o șansă sau eram dezamăgită de anumite lucruri. Întotdeauna îmi spunea că numai oamenii puternici pot reuși și că orice barieră trebuie ridicată dacă vrei să mergi mai departe. V-am spus că mama îmi dădea și sfaturile atât de necesare din partea unui părinte, dar îmi era și cea mai bună prietenă și discutam despre tot ceea ce mă bucura sau mă nemulțumea în același timp. Cu ce se ocupa mama? Mama mea a lucrat la țesătoria de la Roșior de Vede, din Teleorman. Pe urmă a lucrat la o întreprindere de atunci care lucra pentru export rochii cu motive tradiționale românești. Pe urmă mama s-a îmbolnăvit, din păcate, a fost o perioadă în care n-a mai lucrat, a avut o problemă cu tiroida. Și pe urmă a ieșit la pensie, s-a reîntors la acea întreprindere și a ieșit la pensie de acolo. Mama dumneavoastră, practic, a trebuit să-și urmeze bărbatul. Exact. A simțit că i-a fost greu să stea în umbra lui? Într-un fel, da. Știți cum este? În momentul în care trebuie să urmezi pe cineva, să-l susții, trebuie să renunți la anumite lucruri din cariera ta. Să nu uităm că în perioada lui Ceaușescu, acest lucru, cel puțin pentru cei care lucrau în cadrul armatei, era un lucru obligatoriu, să dai dovadă de mobilitate, să te duci acolo unde ești trimis. Dar în același timp mama și-a iubit foarte mult familia și a pus suflet în tot ceea ce era bine pentru mine, pentru tatăl meu, pentru familie în general. Ați văzut așa, copil fiind, că i-a fost greu dezrădăcinată de locul ei și dusă undeva departe de casă? Pe de o parte, cred că i-a fost greu, dar pe de altă parte, cred că acest lucru a fost dat la o parte de dragostea față de mine, în primul rând, de copil, și de faptul că era o femeie foarte deschisă, o femeie foarte sociabilă. Îi plăcea să intre în contact cu cât mai mulți oameni. Tatăl era dur pentru că venea din armată? Nu aș putea spune dur, aș putea spune exigent. Era o persoană, este o persoană, tatăl meu trăiește, este o persoană care întotdeauna a ținut la ordine, întotdeauna un om categoric, un om care întotdeauna știa că un lucru făcut este un lucru important și nu admitea niciodată să te abați de la drumul pe care l-ai. Exigent în ceea ce privește școala, în ceea ce mă privește pe mine, exigent în ceea ce privește notele, prezența la școală, deci pot să spun că a dat dovadă de exigență, dar în sensul bun al cuvântului. Tot exigența de atunci a tatălui meu probabil m-a ajutat ca să devin omul de mai târziu. Ați făcut probleme când erați mică? Nu prea am făcut probleme, cel puțin în ceea ce privește învățătura, nu, dar ca orice copil mai faci și lucruri care sunt sancționate de părinți. Mi-aduc aminte, eram mică, cred că aveam vreo 4 ani, eram la Sulina, știți foarte bine, Sulina este un orășel înconjurat într-o parte de Dunăre, Marea și două părți Delta. M-am dus cu ceilalți copii lângă o baltă de aceasta, lângă o apă, am adunat broscuțe mici într-un șorțuleț și am venit și le-am dat drumul pe pat, spunând că sunt prietenele mele. Bineînțeles că nu a fost foarte agreat de părinții mei. Ca orice copil, alergam, mai cădeam, ca orice copil la vârsta aceea, făceam și lucruri specifice vârstei și apoi știți cum se spune. Întotdeauna copiii mai fac și lucruri care nu sunt agreate de părinți. Și totuși, dumneavoastră pintați un tablou a unei copilării fericite, liniștite. La 14 ani, totuși,
părinții noastre aveau să despartă. Da, ne-am mutat în Ploiești. Am spus că în cadrul armatei trebuia să exista această mobilitate dintr-o parte într-alta. Ne-am mutat în Ploiești, am terminat clasa 8-a la Ploiești și nu la 14 ani, când am terminat liceul, părinții mei s-au despărțit. Cred că a fost cel mai neplăcut episod din viața mea. Vi le duceți aminte când ați aflat că... Da, da, mi-aduc aminte, cred că nu am să uit niciodată acel episod. Mi se părea de neacceptat, mi se părea că totul se prăbușește în jur, pentru că, vedeți, pentru mulți dintre copii, imaginea părinților întotdeauna este împreună. Nu-i văd ca și cum ar fi unul într-o parte și celălalt în altă parte. Mai târziu am înțeles că asta e viața, că se poate întâmpla și că trebuie să accepți anumite lucruri. Dar atunci pentru mine a fost o lovitură. O să vreau să vorbim în detalii despre acest episod. Unde erați? Cine v-a spus? Eram la Ploiești, acasă. Părinții mei mi-au spus. Părinții mei au discutat și cu mine, au fost deschiși. Tatăl meu și-a făcut o altă familie, s-au despărțit și s-a recăsătorit. Eu am rămas cu mama și, așa cum am spus, o perioadă mare de timp chiar nu am discutat cu tatăl meu. Acest lucru m-a afectat. Mare? Cred că vreo 8 ani. 8 ani nu ați vorbit cu tata? Nu. Cred că 6-8 ani cred că 8 ani n-am vorbit. Tatăl meu, v-am spus, și-a făcut o altă familie, s-a mutat cu noua familie, nu mai m-a contactat, nici eu. Am terminat facultatea, mi-am luat repartiția și cred că după 8 ani am avut prima discuție cu tatăl meu. Între timp am înțeles de fapt că așa e viața și că nu sunt nici primii, nici ultimii. Și dacă într-o căsnicie lucrurile nu merg bine, decât căsnicia să fie de complezență sau să fie un chin pentru unul dintre ei, mai bine să despartă, atunci gândeam altfel. Eram într-o perioadă în care nu puteam să accept acest lucru. Dar dumneavoastră, de exemplu, e foarte important. Ați spus că nu v-a căutat. S-a mutat în alt oraș? Nu am mai știut absolut nimic. Nu aveați dorința de a-l vedea? Să știți că da, pentru că părinții rămân părinți. Dar în același timp era o luptă care se dădea în sufletul meu, pentru că mă gândeam că are o altă familie, dacă vorbeam să nu fi deranjat noua familie. Nu știam dacă acest lucru este un lucru bun pentru tatăl meu sau nu este un lucru bun și am încercat să las să treacă timpul într-un fel să vindece anumite răni. Pentru că nu pot să spun că acest lucru a trecut așa ca și cum a fost o veste, am luat cunoștință de acea veste și lucrurile au mers mai departe. Acest lucru lasă urme adânci în sufletul copiilor. Au fost momente când v-ați fi dorit să vă sune, să vă caute? Stăteați în același oraș, practic? Da, au fost momente în care îmi doream să mă sune, dar am înțeles pe urmă, după ce am vorbit cu tatăl meu și după ce a stat și acum stă o perioadă, stă la mine. Acum aveți grijă de el? Da, e tatăl meu, iar lucrurile acestea nu pot fi uitate. Este adevărat că părinții s-au despărțit, mama a decedat, dar înainte de a deceda mama, la casa care o am la munte, tatăl meu a stat mai mult acolo și acum stă acolo. Revenind la întrebarea dumneavoastră, după ce am discutat cu tatăl meu, mi-am dat seama că, de fapt, și el nu știa ce să-mi spună, nu știa cum să intre în acea discuție, pentru că, într-un fel, era o vinovăție în ceea ce mă privea. În sensul că s-a despărțit știind că acest lucru a produs în sufletul meu anumite răni. Și probabil și dânsul a avut această reținere. Eu nu am înțeles un lucru. S-a recăsătorit imediat? Avea relația din timpul căsătoriei?
Ați aflat de ce s-au despărțit? Nu am cercetat acest lucru, dar știu că s-a recăsătorit pe urmă, nu știu dacă... La cât timp? Cred că au fost vreo 4 luni de zile, foarte aproape. Deci e clar că a existat o cunoștință în timpul căsătoriei. Nu cred că trebuie un copil să judece părinții și eu nu am vrut să-l judec. Decât am încercat să înțeleg și mi-a fost foarte greu în acea perioadă să înțeleg că lucrurile au luat-o pe acest drum. Dar nu încerc să-i judec. Probabil dânsii au știut cel mai bine ce n-a mers, ce a funcționat, ce nu a funcționat, dar eu cred că așa a fost să fie. Știți cum se spune? Așa a fost să fie. Și am încercat să iau lucrurile ca atare și să merg mai departe. Să fiu alături de mama, dar în același timp, după o perioadă, chiar mama mi-a spus-o, e tatăl tău și trebuie să discuți cu tatăl tău, totuși să reiau relațiile cu tatăl meu. Și după ce am reluat relațiile, tatăl meu a stat mai mult în casa pe care o am eu la munte. Deci și acum avem relații foarte bune. Ați fost două femei în fața destinului, dumneavoastră și mama. Dumneavoastră aveți 18 ani, mama rămasă fără soț, vremurile presupun că nu erau atât de bune cu femeile care rămâneau singure. Vă aduceți aminte de mama? I-a fost greu? Da, foarte greu. Și-a reluat serviciul, eu învățam foarte bine, luam bursă de merit, pentru că nu am vrut, de fapt aveam și 18 ani, dar nu am vrut din partea tatălui niciun fel de sprijin, cu toate că eram la facultate. Și i-a fost greu, cel puțin la început i-a fost foarte greu. A fost bine că am făcut facultatea în Ploiești, am stat cu mama și acest lucru ne-a ajutat. Am avut și toată susținerea soțului meu, pentru că m-am căsătorit în primul an de facultate, dar i-a fost foarte greu. I-a fost foarte greu, mama nu s-a mai recăsătorit și a dedicat efectiv viața prin a mă susține pe mine, de a să-mi fie alături. Și după ce m-am căsătorit și după ce a venit Victor în viața noastră, a avut grijă de băiat. Deci, efectiv, o mamă care și-a dedicat viața copilului. O mamă care s-a sacrificat. Da. I-ați mulțumit pentru sacrificiu? I-am mulțumit, probabil cuvintele sunt sărace, dar i-am arătat mama toată dragostea pe care am avut-o pentru dânsa. Pentru că noi aici povestim situații care să-i ajute pe cei de acasă să înțeleagă ceva despre viața noastră. După ce s-a despărțit mama de tata, sau tata de mama mai degrabă, vă aduceți aminte vreun episod în care mama pur și simplu a suferit? I-ați văzut zbaterea rămânând singură? Sunt foarte multe episoade. Vă dați seama că după o căsnicie îndelungată nu este ușor ca să rămâi singur și cu copilul, chiar dacă este mare, dar totuși nu este ușor. Nu este ușor să ai un alt mod de viață, nu este ușor să nu mai spui noi și să spui eu. Nu este ușor să te gândești la tot astfel încât să aduci mult bine în jurul tău și să-ți amplifici eforturile, să pui mai mult suflet, să faci de una singură totul. Dar niciodată nu s-a văietat. Niciodată nu a vrut să mă încarce cu problemele pe care le avea. Și avea și probleme de sănătate, avea și probleme legate de faptul că această ruptură s-a produs brusc și s-a trezit singură, de continuarea studiilor mele, pentru că 5 ani de facultate, cât se făcea în timpul perioadei Ceaușescu la o facultate tehnică, nu era ușor. Era și o perioadă în care, știm foarte bine, alimentele erau raționalizate, aveam curent electric până la ora 22, deci era 22, deci era foarte, foarte, foarte greu. Ați avut și neajunsuri?
Au fost și neajunsuri, erau mulți care aveau aceste neajunsuri, pentru că știți foarte bine, ca să te duci să iei un pui, trebuia să stai la coadă nu știu cât, să te duci să iei alimente pentru anumite alimente, trebuia să stai la coadă de seara ca să le iei dimineața. Iar mama nu vrea să-mi lipsească aproape nimic și se ducea de fiecare dată, cu toate că eu încercam să explic că nu este nevoie. Dar era dorința ei de a face cât mai multe lucruri pentru mine. Acum, mulți ani după, ca două femei mature, ați întrebat-o vreodată de ce nu a dorit să se recăsătorească? De ce s-a condamnat la o singurătate? Da, am avut această discuție cu mama mea cum o perioadă înainte să moară și mi-a spus că pentru ea cel mai important om eram eu și că toată dragostea ei s-a îndreptat către mine, către fiul meu, către soțul meu, către familia noastră și că nu avea loc altcineva în sufletul ei, pentru că sufletul era plin, eram eu, era soțul meu, era copilul. Din pricina a ceea ce s-a întâmplat cu tatăl, care a plecat de acasă, ați avut probleme în a avea încredere în bărbați? Știți cum este, nu trebuie să mergem pe un tipar, pentru că sunt multe femei care sunt dezamăgite de ceea ce au văzut în familia lor sau ceea ce s-a întâmplat unei prietene, unei colege, unei rude. Dacă mergem pe acest lucru, înseamnă că ne pierdem încrederea în cei din jurul nostru și nu este un lucru bun. Tata, involuntar? Involuntar mi-am dorit, nu, eu mi-am dorit să am o familie foarte, foarte puternic închegată. Și Dumnezeu mi-a dat o familie foarte închegată. Bine, mi-am dorit, nu vine automat familia. Nu vine automat, trebuie să faci ceva. Categoric, nu vine automat. Dar în viață trebuie să fii pregătit pentru orice, dar nu trebuie să pleci la drum cu ideea că ceea ce i s-a întâmplat unora, ce li s-a întâmplat unora, ți se poate întâmpla și ție. Sau dacă acest lucru s-a întâmplat în familia mea, trebuie să mi se întâmple și mie. V-am spus, aici sunt două aspecte. Unul este legat de faptul că într-o familie trebuie să faci totul pentru a rămâne împreună, dar în același timp, într-o familie, dacă nu te înțelegi și lucrurile nu merg bine, nu poți să continui, pentru că devine un chin pentru ambii. Deci trebuie să evaluezi foarte, foarte, foarte bine lucrurile și cred eu că cei care le evaluează nu trebuie să fie persoane din afară. Și nici nu trebuie judecați. Trebuie în familia lor, știu și bunele și relele și știu de ce au luat această decizie. Ca povestea să capete contur, să fie rotundă și să putem să închidem acest capitol, aș vrea să ne ducem în ziua, fix în ziua, în care a avut loc această reîntâlnire între fată și tată. Cum s-a întâmplat? Da, m-a sunat tatăl meu, am fost foarte bucuroasă că am primit acest telefon. Ce-ți spui după 8 ani? Mi-a spus că i-a fost dor, că până acum nu a avut totuși curajul să mă sune, dar că vrea să mă vadă și că vrea să ne vedem, să ne întâlnim și să discutăm. Am fost bucuroasă, nu l-am judecat, nu am discutat niciodată despre ceea ce a fost. Era niciodată? Nu am vrut să mai discut despre acest lucru. Am vorbit, a venit, a discutat și cu mama mea. Ca doi buni prieteni, nu au fost oameni care să se jignească, să fie violență, da dovadă de violență verbală unul cu altul, au discutat ca foști prieteni, să spun așa. Am discutat toți trei și pe urmă eu am păstrat legătura cu tatăl meu, a știut și mama mea în permanență că păstrez legătura. Pe urmă tata a făcut o formă de ast bronșic foarte, foarte grea. A venit la munte, a stat la munte, a avut grijă de casa acolo, îi sunt recunoscătoare, ne-am întâlnit, vorbim, deci acum lucrurile au intrat normal și pe urmă ne-am întâlnit la mormântarea mamei mele. Vreau să vă întreb dacă aveți frați vitregi. Nu, după câte știu eu, nu. După ce s-au despărțit,
Știu că există o fată, o fiică, dar nu am discutat niciodată despre asta. Este sora dumneavoastră, practic. Cred că da, dar nu am discutat, nu am interacționat. Niciodată nu ați mers în familia lui? Nu. Deci toate întâlnirile s-au întâmplat? Nu, e dintre mine și tatăl meu. Nici familia tatălui meu nu a dorit acest lucru, nici eu nu am solicitat acest lucru. Este o familie, este bazată pe alte principii, e familia tatălui meu, îi respect familia, dar probabil este, nu vrea să aibă nicio legătură familia tatălui meu cu trecutul tatălui meu. Iar să nu uităm că eu fac parte din trecutul tatălui meu. Dar au rămas împreună? Femeia cu care... Da, sunt împreună. Sunt și acum împreună? Da, sunt împreună. Dar tatăl noastră stă la dumneavoastră? Da, stă la mine, se duce și acasă, adică și... Bun. Împarte timpul. Nu am niciun fel... Eu nu sunt în stare să urăsc pe cineva sau să am așa cuvinte urâte față de cineva. E familia tatălui meu, chiar dacă s-au despărțit și pe urmă s-au recăsătorit. Asta a fost viața, eu le doresc numai bine, nu le doresc rău. Mă gândesc rău. Că fiind singură la părinți și având acolo undeva o soră, a existat cumva dorința cumva să o cunoașteți? Nu, pentru că nu a existat niciun fel de interacțiune și nu cred că ar fi nici de o parte, nici de cealaltă această dorință. Dacă vreodată va dori să ne cunoaștem, sunt convinsă că va veni să ne cunoaștem. Dar nu vreau eu să impun anumite lucruri. Are o mamă, probabil acestea sunt discuțiile pe care le au în casă. Nu am cerut foarte multe detalii. Știți cum este? Nu vreau să par un om care încerc să intru în viața altcuiva. Aceste lucruri vin de la sine și dacă cineva și le dorește, atunci spune. Eu sunt un om foarte deschis, un om foarte cald, deci în momentul în care ar dori cineva să discute, sunt convinsă că ar veni spre mine și am avea această discuție. Dar probabil vor să-și protejeze familia pe care o au, vor să pună o linie de separație și atunci eu respect acest lucru. Ați suferit vreodată pentru linia asta de demarcație? Faptul că nu ați putut să fiți partea familiei tatălui dumneavoastră și a acelei familii? Nu. Nu, pentru că eu am avut alături pe mama și am stat alături de mama foarte mult timp până și am ținut și țin și acum în sufletul meu mama este prezentă. A fost, e un alt episod din viața tatălui meu și dacă așa au considerat, eu am considerat că mai mult aș fi făcut rău dacă aș fi încercat să intru în noua familie a tatălui meu, dacă nu exista această dorință, această deschidere. Dacă exista această deschidere, cu siguranță aveam discuții, puteam să comunicăm, dar atâta timp cât familia are un alt mod de a privi lucrurile, eu consider că trebuie să dau dovadă de respect și să... iau în considerare ceea ce își doresc. Un alt bărbat avea să apară în viața dumneavoastră, care cumva să vă fie stâlp și susținere pe lângă mama. Îl cheamă Cristinel Dăncilă, este numele pe care dumneavoastră acum îl și purtați. Spuneți-ne cum v-ați cunoscut. Mi-am cunoscut soțul când treceam clasa 11, am terminat clasa 10 și treceam clasa 11. Soțul meu era student, era bun prieten cu un verișor și au venit la noi la cină, într-una din zile. Ne-am cunoscut atunci, nu am fost prieteni imediat, dar ne-am mai întâlnit și am devenit prieten. Deci aș putea spune că îl cunosc pe soțul meu de când am terminat clasa 10. Ne-am împrietenit, a fost o prietenie foarte frumoasă. Prietenia noastră mi-a schimbat într-un fel și destinul, pentru că m-am pregătit 2 ani ca să dau la Facultatea de Drept. Soțul meu era student la Facultatea de Petrol și Gaze. În ultima clipă am hotărât să dau la Facultatea de Petrol și Gaze. Am devenit colegi, el era anul 3, eu eram anul 1, el trecea anul 4. Iar în primul an de facultate, în octombrie, ne-am și căsătorit. Practic, ați ales această facultate ca să-i rămâneți alături? Da.
Aș putea spune că am ales această facultate să-i rămân alături, dar nu am regretat nicio clipă. A fost o facultate foarte grea, 5 ani de zile, intrau mai mulți, dar terminau foarte puțin, o facultate grea. Erau 5 facultăți de petrol și gaze în Europa, era diploma internațională atunci, dar pe urmă mi-a plăcut ceea ce am făcut. Aș vrea să ne povestiți, pentru că am citit și mi se pare interesant, momentul în care i-ați cunoscut familia. Da, socrii mei sunt dintr-o comună din județul Dolj. Au fost oameni simpli, dar oameni foarte calzi, oameni onești, oameni care m-au primit cu foarte multă căldură din prima clipă, dar care în momentul în care m-au văzut, în momentul în care m-au cunoscut, au avut o reținere pentru că venea o fată de la oraș cu alte principii, cu o altă abordare legată de treburi gospodărești, de modul în care se lucrează la țară și credeau că acest lucru mă va influența în ceea ce privește alegerea soțului meu. Dimpotrivă, pentru mine a fost ceva nou, a fost o provocare și m-am apropiat foarte, foarte mult de socrii mei. Erau oameni foarte deschiși, oameni foarte direcți. Oameni care de fiecare dată îți spuneau, cum se spune, în față ceea ce cred, ceea ce trebuie făcut, ceea ce simt ei. Iar eu acest lucru l-am apreciat foarte mult. Ne puteți relata episodul din gară în care ați fost așteptată cu căruța? Da, socrul meu era atunci primar și ne-a așteptat cu o trăsură cu cai la gară, au vrut să impresioneze. Ne-am urcat în trăsură, unul dintre cai era un pic sălbatic, nu era obișnuit la trăsură și când am ieșit pe drumul principal, când a trecut prima mașină, a luat-o pe câmp. Soțul meu a sărit, ceilalți au sărit, eu am rămas, până când s-a oprit caii pe câmp, s-a oprit singur, pentru că nimeni nu mai putea să-i ajungă. Da, sunt capitole din viață pe care mi le amintesc cu mare plăcere. Sunteți căsătorită de foarte mulți ani. 38 de ani. Mulți înainte. Dumneavoastră aveați să veniți în viața publică. Vreau să vă întreb dacă soțul dumneavoastră, care v-a stat cumva în umbră, a fost afectat de toată activitatea dumneavoastră publică. Dacă ați simțit că este greu uneori. Soțul meu mi-a fost alături, pentru că altfel cred că era și dificil să intri în viața publică, să faci carieră politică, mai ales unde vedem că există multă agresivitate, multă violență verbală. Soțul meu m-a susținut în acest demers foarte mult, a fost un om discret, nu l-ați văzut niciodată că încearcă să iasă în față, să facă anumite lucruri. El și-a continuat cariera, o carieră foarte frumoasă în domeniul în care a activat, dar într-adevăr a fost afectat de toate acele atacuri nefondate apărute în opinia publică. Am văzut foarte multe legate de faptul că nu am școală, că nu am studii, știind foarte bine că am fost colegi de facultate și că într-adevăr am obținut o medie mare, pentru că ca să iei, era repartiția guvernamentală atunci, să iei videle la 30 de minute de București, trebuia să ai medie peste 9. Ca să poți să iei prin repartiție guvernamentală acel post. Știa foarte bine că am terminat masterat, că am fost un student foarte, foarte conștiincios. E, toate aceste atacuri, toate acele etichete pe care le-au pus unii, pot să spun că l-au afectat pe soțul meu. L-au afectat și pe soțul meu și pe băiatul meu, pentru că este foarte ușor să pui etichete și este foarte ușor să vii cu expresii urâte, cu violență verbală împotriva cuiva.
fără ca să ai, de fapt, nimic temeinic în spate. Dar pe dumneavoastră, ce v-a durut cel mai mult? Ați minciuna. Plâns? Minciuna. Ați plâns vreodată în toată perioada aia? Nu, nu am plâns. Sunt un om puternic. Dar nu pot să spun că nu m-au afectat. Sunt un om puternic, nu aveam voie să nu merg mai departe, mai ales că aveam în permanent încrederea că fac lucruri bune pentru oameni și pentru țară. Dar nu pot să spun că nu m-au afectat toate acele lucruri urâte spuse despre mine. Și m-a afectat și foarte mult mai târziu această lipsă de obiectivitate în a analiza lideri politici. Pentru că altceva a fost în ceea ce mă privește, prima femeie prim-ministru din România, altceva este în ceea ce îi privește pe liderii actuali. Mulți dintre ei nu pot să ducă o frază cap-coadă, fac greșeli foarte mari, dar nimeni nu le sancționează. Mi s-a părut această dublă măsură care a arătat că, de fapt, în spate au fost alte lucruri. Unele dintre ele cu direcție, trebuie Viorica Dăncilă demonetizată, trebuie jignită ca să nu se vadă lucrurile bune făcute în timpul guvernării. Pe de altă parte, misoginismul, care încă este puternic în România. Vă aduceți aminte o zi când ați spus că este mult prea greu să mergeți mai departe? Gândiți-vă că am trecut prin episoade foarte urâte. Gândiți-vă că am avut plângere penală pentru trădare națională. Cred că nu a existat cineva care să fie acuzat de înaltă trădare în România. E bine, în perioada în care am fost prim-ministru, am fost acuzată de înaltă trădare după o vizită în Israel, o vizită în care m-am întâlnit cu premierul de atunci, întâlniri făcute în prezența consilierilor mei, a ministrului de externe, iar în ziua în care a fost depusă cererea, acuzația de înaltă trădare, îmi scoteam soțul din spital de la Tel Aviv după o operație foarte grea. Deci, gândiți-vă că în sufletul meu atunci a fost o adevărată furtună. Înaltă trădare, soțul pe patul de spital, tot în acea zi, ca un făcut, a apărut, sau la puțin timp a apărut problema legată de înfierea fiului meu. Da, au fost lucruri foarte urâte, dar să știți că am avut puterea să merg înainte, nu am făcut niciun pas înapoi, pentru că era vorba de destinul țării, destinul oamenilor, destinul românilor. Și atunci nu mai trebuie să te gândești la tine. Tu ești pe în plan secund, atunci ești omul politic, ești omul de stat care nu ai voie să greșești și nu ai voie să te plângi. Ce-a pățit soțul dumneavoastră atunci? Soțul meu a fost operat la Tel Aviv, o operație pentru o boală mai grea. Acum se simte bine, analizele i-au ieșit bine, slavă Domnului, dar era nevoie de intervenție chirurgicală făcută pe laser. Ați adus cumva în discuție subiectul adopției. Vă rugeți aminte cum a apărut public el, subiectul? De aceea vă spuneam că cineva în spate a orchestrat toate aceste lucruri, pentru că ele au venit într-o perioadă scurtă de timp. Și ceea ce pentru mine a fost extraordinar de urât a fost nu faptul că au vorbit de adopție. Este un lucru pe care l-aș face oricând, îmi doresc enorm copilul. Dar modul în care au ridicat această problemă, au spus că am cumpărat un copil. Deci vă dați seama cât de jos poți să ajungi ca să faci referire la un aspect atât de urât. Dar de ce au spus că ați cumpărat un copil? Nu știu, mi este foarte greu de înțeles, pentru că eu am parcurs toate etapele legale, iar fiul meu a fost abandonat în spital, deci nu puteam să cumpăr un copil. Tot pentru a răni, tot pentru a aduce în spațiu public anumite acuzații, atunci când ești un om corect, când nu ai schelet în dulap, când nu poți fi acuzat de corupție sau de alte lucruri, trebuie cineva să găsească anumite lucruri urâte prin care să te pună la colț. Dar aici se ridică o întrebare. De ce procedează așa? Eu mi-am asumat, am intrat în politică. Dacă vor o luptă, duc această luptă cu mine, pentru că eu mi-am asumat să devin persoană publică. Dar familia nu are nicio vină.
Familia nici nu este în politică, nici nu a făcut politică. De ce trebuie să ne legăm de un membru al familiei? A trebuit să aveți o discuție cu Victor, fiul dumneavoastră, după aceste acuze? Vă dați seama că a fost destul de greu. Victor știa, pentru că au avut grijă niște copii mai de mult să-i spună acest lucru. Și am avut atunci o discuție cu el, știa despre acest lucru. Dar vă dați seama că nu a fost confortabil pentru Victor când toată țara a făcut un subiect legat de adopția lui. Nu a fost bine pentru Victor față de colegi, de prieteni care nu știau acest episod și cred că nu trebuia să-l știe. Acest lucru era un episod legat de familia noastră. Nu trebuia ca fiecare să comenteze legat de acest subiect. Deci nici pentru Victor nu a fost ușor. Atunci nu știam efectiv ce să-i spun. E greu să... Mă simțeam într-un fel vinovată, dar Victor este un om inteligent, este un om care își iubește foarte mult părinții și a înțeles și el a încercat într-un fel ca să îmi spună că nu este nicio problemă. Vinovată de ce? Mă simțeam vinovată că am făcut acești pași în politică și că poate dacă stăteam deoparte, nu se ajungea, puteam să-mi ocrotesc copilul. L-am ocrotit atâția ani. Acum au fost oameni care au călcat pe orice bun simț și nu am mai putut să-l ocrotesc. Iar acest lucru m-a necăjit foarte tare. Vreau să mergem la începutul acestei adopții. Înțeleg că ați aflat de Victor pur și simplu de la o prietenă. Ce ați făcut apoi? Da, eram inginer la Videle și luam raportul de dimineață, adică din toată regiunea, strângeam datele, le sintetizam și le trimiteam către ministerul, către minister. Una dintre colege era centralistă și vorbise cu cineva de la spital și mi-a spus că este un copil abandonat la spital și că plânge foarte tare și că nu are nici lapte, nici scutece. Gândiți-vă că era în 1990, imediat după Revoluție. Și am vorbit cu ea și mi-a spus, hai să ne mergi și tu și să mai meargă cineva, să-i ducem și noi niște lapte, niște scutece, să... Am zis da, eram foarte obosită pentru că raportul începea de la 3 dimineața, 4 dimineața, dar am spus da. Am mers pe la ora 9, l-am văzut pe Victor, plângea foarte tare și în momentul acela mi-am dat seama că eu nu pot să-l mai las acolo. Că țipătul lui de fapt este un strigă de ajutor, că el este singur și că are nevoie de cineva care efectiv să-i fie alături, să-i ofere iubire. Și m-am întors acasă și am spus soțului meu de pasul pe care vreau să-l fac. Nu a fost ușor. Aveam 26 de ani, eram și noi la început de drum, aveam un apartament în care era mobilată o cameră. Nu pot să spun că eram în postura de a adopta un copil. Puteam să facem să avem un copil noi. Deci este greu să iei o astfel de decizie, mai ales că atunci... Nu exista să vezi dacă copilul nu are probleme, nu exista atâta aparatură, nu exista un consult riguros. Dar eu am venit foarte hotărâtă și am spus soțului meu că vreau acest lucru. Prima dată soțul meu a crezut că este o decizie de moment. L-am luat a doua zi, l-am văzut pe Victor. A treia zi m-am internat cu Victor în spital, pentru că trebuia să învăț să îi dau să mănânce, să am grijă de el, să-l înfăș, să mi-l apropii, să știu ce să fac dacă copilul are o problemă. Și pe urmă l-am luat acasă. Când am ajuns acasă, soțul meu deja îi luase pătuți, aranjase totul și Victor a devenit universul nostru. De ce avea răni la mâini? Pentru că avea răni la mânuțe, la... Vă dați seama că nu a avut cine să-i facă băița zilnică, să-l... ca o mamă, știți cum este, o mamă și are grijă de copil. El era un copil singurel, toate mămicile veneau și luau copii, el rămânea acolo în pătuțul lui, fără ca nimeni să se îngrijească de el. Personalul medical, da, dar gândiți-vă că este nevoie de mult, mult mai multe. Ai nevoie de anumite lucruri să ai grijă, să-i dai cu pudră, să-i dai cu un ulei, să...
ai grijă în detaliu de fiecare aspect. Înțeleg că mama va lua deoparte înainte de a lua această decizie și v-ar fi spus că dacă la un moment dat va apărea un copil, ce s-ar putea întâmpla? Mi-a zis că ai făcut un pas și îți iubești copilul și iubim și noi. Mama l-a iubit enorm pe Victor. De fapt, a avut grijă de el până la 6 ani. Dar ai grijă. Dacă va apărea un al doilea copil, să nu cumva să faci diferența. Să te gândești că amândoi trebuie să fie copiii pe același nivel. Și atunci, într-un fel, am luat hotărârea că nu trebuie să mai fie un altul. Nu că mi-ar fi fost frică că fac diferența, dar mi-ar fi fost frică ca Victor să nu trăiască cu ideea că acord mai multă atenție și mai multă dragoste celuilalt. Adică dumneavoastră, de exemplu, ați fi putut să aveți un copil natural categoric, și ați decis da. Să nu faceți asta? Categoric, da. Pentru că, v-am explicat înainte, m-am gândit că am schimbat destinul nostru, al lui Victor. Suntem o familie. Mi-a fost teamă că dacă apare un alt copil, ați văzut că și în cazul, fac o paranteză, în cazul unei căsnicii, când apare cel mai mic, e mai multă atenție pentru cel mai mic, că e mai mic. Și întotdeauna devine un pic cel mai mare, un pic invidios pe cel mic, un pic se simte neglijat, pentru că în jurul celui mic, cum este normal, stă toată lumea, el are nevoie de mai mult ajutor. Gândiți-vă că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, la Victor s-ar fi amplificat toate aceste lucruri cu timpul și acest lucru m-a făcut să gândesc așa. Acum nu aș mai gândi așa. Sunt convinsă că Victor ar fi înțeles și sunt convinsă că nici eu și nici soțul meu nu am fi făcut diferența. Vreau să vă întreb un lucru referitor la adopție. Mi-a spus că a aflat, de fapt, de la câțiva copii. Da. Discuția n-a avut-o cu dumneavoastră că e adoptat? Nu, a fost încă un capitol care îl pot cataloga neplăcut, foarte neplăcut. Era Victor clasa 8-a, parcă, a ieșit afară, nu-și făcuse lecțiile și când a venit l-am certat, ca orice părinte. Este târziu, n-ai terminat, uite mai ai, mâine te duci la școală. Și el mi-a răspuns într-un fel așa, mai, nu urât, dar mai distant, mai... Și atunci am ridicat un pic tonul și am spus, n-am înțeles, eu ți-am spus de lecții, văd că tu vorbești. Și atunci a început să plângă și mi-a spus că mă cerți pentru că nu sunt copilul tău. Eram cu soțul meu în bucătărie, am simțit că se prăbușește tavanul, că ceva, o durere curuntă în piept. Și am spus, ce vrei să spui? Și zice, mi-au spus niște copii că, de fapt, eu nu sunt copilul vostru. Și acum tu de aceea mă cerți, pentru că eu nu sunt copilul vostru. M-am așezat cu soțul meu, i-am explicat totul. I-am explicat că îl iubim enorm de mult și că este copilul nostru și că important este cine te crește, că el e totul pentru noi. Și am încheiat acel capitol. De atunci nu am mai discutat. Poate mulți se întreabă de ce nu i-am spus până atunci. Pentru că știm că există o perioadă, 14-15 ani, la copii în care ei sunt mai liberi, vor mai multă libertate. Mi-a fost teamă că dacă îi spunem înainte, să nu-i afecteze într-un fel perioada aceea. Și am hotărât că îi vom spune atunci când va face 18 ani, pentru că trebuia să știe. Dar, din păcate, probabil s-a vorbit în anumite situații, de au știut copiii ceilalți, a trebuit să afle acest lucru mult mai devreme. Dar să știți că Victor niciodată nu a făcut această diferență. Ne-a arătat de fiecare dată că suntem o familie, ne-a arătat multă dragoste, ne-a arătat mult respect și... am reușit să depășim toate aceste lucruri urâte din viața noastră. După discuția asta, a existat dorința lui de a-și cunoaște rădăcinile? Am discutat despre acest lucru. I-am spus lui Victor, i-am spus tot, i-am spus că dacă vrea, mergem să-și cunoască mama biologică. Eu o respect pe acea femeie.
Poate mulți vor fi uimiți și vor spune, da, și am abandonat un copil. Da, dar atunci era o perioadă foarte grea, avea soțul bolnav sau decedase de curând, nu mai știu, mai avea încă 3 sau 4 copii, o ducea greu. Probabil acest lucru a făcut-o să facă acest gest, după părerea mea, necugetat. Dar era o femeie care își iubea ceilalți copii și i-a îngrijit și a avut grijă de ei. Eu am mers la ea acasă, am discutat cu ea, i-am spus un lucru atunci, că îl voi înfia pe Victor, dar vreau ca niciodată, până Victor face 18 ani, să nu interacționeze cu el. Pentru că putem să îi schimbăm destinul, să nu mai știe ce să creadă. Că oricum eu îi voi spune adevărul. Și pe urmă i-am spus lui Victor, au făcut nu știu la ce... Au făcut o emisiune chiar cu toate, cu mama lui Victor biologică, cu ceilalți copii, nu știu ce post de televiziune, ceea ce mi s-a părut iar un lucru urât, pentru că este un lucru care ține de viața fiecăruia și nu trebuia nici pe oamenii aceia să-i expună. Și am vorbit cu Victor, Victor nu, a refuzat, a spus nu pot. Gândește-te, eu știu când spun mama, mă gândesc la tine. Când spun tata, pentru mine este într-adevăr mama biologică, dar nu mă leagă. Toate amintirile mele, toată viața mea e legată de tine și de tata. Și nu a vrut Victor să mergem, dar i-am explicat totul, știe Victor, știe totul, pentru că eu cred că cel mai puternic lucru trebuie să fie adevărul. Și nu am vrut să-mi mint copilul. Dumneavoastră îmi spuneți că băiatul, dumneavoastră Victor, a aflat de la televizor și și-a văzut la televizor prima dată mama și frații? Da. De aceea v-am spus că s-au făcut lucruri urâte, foarte urâte. Lucruri care cred că în mod normal nu ar trebui făcute. Aceste lucruri, vrând nevrând, produc răni. Și cred că unii se hrănesc totuși cu durerea pe care o provoacă altora. Și nu cred că este linia pe care ar trebui să mergem. Cred că ar trebui să avem mai multă solidaritate și să dăm dovadă de mai mult respect. Am spus și înainte, lupta politică e luptă politică. Luptă politică care ar trebui să fie pe proiecte, pe soluții, dar să nu ajungem atât de jos încât să implicăm familia unuia sau altuia în toată această luptă. La mine au recurs la tot ce se putea recurge pentru a mă răni, pentru a-mi răni familia. Ce v-a spus după ce a văzut asta la televizor? Încerca el să mă consoleze, să nu fiu supărată, că e bărbat și că are puterea să depășească anumite lucruri, dar sunt convinsă că lucrurile pentru el nu au fost așa de ușoare. Pentru că gândiți-vă că este bărbat deja, are 33 de ani. În momentul în care public îi iei toată viața, îi iei anumite lucruri, anumite aspecte care țin de viața lui, de sufletul lui și le vii cu ele și le faci public, nu poate fi un aspect plăcut. Ați fost prima femeie prim-ministru? Credeți că ați avut pe cineva lângă dumneavoastră la Palatul Victoria care a ajutat în construcția acestei imagini și a vulnerabilității dumneavoastră publice? Da, mai mulți. Oameni puși să vă discrediteze acolo? Da. Au fost oameni care efectiv au lucrat la acest lucru. Dar știți cum, fiecare trebuie să fim judecați după ceea ce lăsăm în urmă. Indiferent că te numești Dăncilă, că te numești, eu știu, Năstase, Ponta, Grindeanu, Tudose, Ciucă, Câțu, în momentul în care tragi linie, când ai plecat din Palatul Victoria, trebuie ca în urma ta să rămână cât mai multe lucruri bune. În acest moment eu mă pot uita în ochii oamenilor pentru că am luat numai decizii bune pentru România și pentru români. Și mi-ar place ca de acum încolo oamenii să nu mai judece după anumite aspecte la care ați făcut referire înainte. Să nu mai accepte aceste lucruri urâte care apar în spațiu public pentru a lovi un om, ci să te judece efectiv
după ceea ce faci din funcția pe care o ocupi. Considerați că ați comunicat și dumneavoastră prost în toată perioada aia? Era foarte greu. Era foarte greu pentru că era foarte mult de muncă. Eu aveam o foaie de parcurs pentru fiecare domeniu în parte, trebuia să urmăresc. Căutam să pun în aplicare fiecare punct din programul de guvernare și nu prea aveam timp de comunicat. Aici poate am greșit, pentru că eu credeam că dacă muncesc și fac anumite lucruri bune, oamenii vor observa acest lucru fără să mai ies public și să spun am făcut, azi am făcut așa, azi am crescut salariile medicilor la 4.000 de euro, am crescut pensia, am crescut salarii, am investit în comunitățile locale. Eu credeam că oamenii observă acest lucru. Se pare că acum este foarte important să spui public ceea ce ai făcut. Iar eu probabil nu am comunicat foarte mult legat de lucrurile pe care le-am făcut. Dacă regretați ziua când l-ați întâlnit pe Liviu Dragnea? Nu. Nu regret nimic. Nu regret absolut nimic. Am cunoscut toți liderii politici din Partidul Social Democrat. Am intrat în Partidul Social Democrat în 1996 și am ieșit în 2022 când am intrat în Partidul Națiune Oameni Împreună. Am cunoscut foarte mulți lideri, de care și Liviu Dragnea. Trebuie să ne asumăm istoria. Fiecare dintre acești lideri au făcut și lucruri bune pentru România. Fiecare au luat decizii bune pentru România. Trebuie să continuăm ceea ce a fost bun, făcut de fiecare lider al partidului și nu numai de la social-democrat, și să eliminăm lucrurile care nu au fost bune. Așa se poate spune și despre Viorica Dăncilă. Trebuie să continuate lucrurile bune și cele care au fost mai puțin bune să nu le mai repetăm. Pentru că acum de aceea suntem unde suntem. Vine altcineva, elimină tot ceea ce a făcut celălalt. Nu trebuie să ducem mai departe lucrurile bune. Și Liviu Dragnea a făcut lucruri bune și cred eu că multe dintre ele trebuie continuate și asumate de Partidul Social Democrat. Ați fost o femeie la Palatul Victoria, toată lumea a accentuat acest lucru pentru că ați fost o femeie, ați și acuzat faptul că la un moment dat misoginismul a jucat o carte în plecarea dumneavoastră de acolo. Care a fost cel mai greu moment pe care l-ați petrecut în fruntea executivului? Cel mai greu moment nu a fost în perioada lui Liviu Dragnea. Cel mai greu moment a fost în perioada în care am văzut trădarea colegilor mei. Cel mai greu moment a fost atunci când a trecut moțiunea de cenzură, căderea guvernului, și știam că, de fapt, nu pot să acuz alt partid politic, că, de fapt, trădarea a fost în propriul partid. Nu a fost un moment greu că nu mai era Viorica Dăncilă premier. A fost un moment greu pentru că noi am venit cu promisiuni înaintea oamenilor și nu le mai puteam pune în aplicare. A fost un moment greu pentru că oameni pe care i-am promovat eu, oameni pe care i-am numit în funcție eu, pe care i-am susținut, au fost cei care m-au trădat. Și acest lucru, să știți că lasă urme adânci. Zdruncină într-un fel încrederea. Pe urmă, au fost 2 ani de zile în care mi-am spus mie că nu trebuie să pornesc la un drum în care să nu mai am încredere în oameni. A fost un capitol încheiat, dar trebuie să fiu atentă în ce oameni am încredere. Când ați părăsit Palatul Victoria, în ce an? Pe 4 noiembrie 2019. A trecut moțiunea în octombrie, a fost interimatul și pe 4 noiembrie 2019 am părăsit Palatul Victoria. Despre o altă părăsire nu ne-ați spus. Nu ne-ați spus de anul 2016, momentul când mama dumneavoastră s-a stins din viață. A fost, cred că, cea mai urâtă zi din viața mea. Cred că e foarte dureros când îți pierzi mama. Nu numai pentru mine, pentru toți. Mama e mama. Când spui mama, spui speranță, spui dragoste, spui omul care necondiționat este alături de tine în momente de bucurie, în momente grele. Pentru mine a fost extraordinar de greu. Având în vedere relația pe care am avut-o cu mama, a fost un moment cumplit.
Eram la Strasbourg, în sesiune extraordinară la Parlamentul de la Strasbourg și trebuia să vin acasă și să merg cu fiul meu la mama. Doctorii m-au asigurat că totul este bine, că nu e niciun pericol, că pot pleca la Strasbourg, n-aș și pleca de lângă ea, dacă nu aveam aceste asigurări. Și dimineața la 7, la hotel, am auzit bătăi în ușă. A venit asistenta mea, mi-am dat seama că e ceva grav. La 6:30 era. Mi-am dat seama că e ceva grav și probabil sufletul de copil, îndreptat întotdeauna spre suferința mamei, am spus mama. A fost primul lucru care mi-a venit și mi-a spus da, decedat. Nu venea să cred. Nu venea să cred, mi se părea un vis urât, nu știam dacă e vis sau e realitate. Nu aveam cu ce să plec, a trebuit să iau bilete de avion pe Frankfurt. Am venit în țară și parcă era un vis. Parcă nu puteam, efectiv, nici să plâng, aș fi strigat, aș fi plâns, nu puteam, eram efectiv împietrită, nu puteam să am nicio reacție. Simțeam că durerea efectiv m-a paralizat. A fost foarte greu și poate greul a fost mai mult după. După ce a murit mama mea, n-am mai putut să intru în apartamentul în care am stat. N-am mai putut deloc să intru. Deci din 2016 n-am mai putut să merg în casa în care am stat atâția ani. Am vândut pe urmă apartamentul pentru că nu mai puteam să intru acolo. Mi se părea că apartamentul acela nu mai are viață, nu fără, are ea. Viață fără ea. Și nu vedeam decât apartamentul și pe mama. A fost un moment cumplit și credeți-mă că momentul acela, cum pentru mine, ca și pentru toți ceilalți, este un moment care te marchează. Simți că ceva din tine s-a rupt, simți că ceva îți lipsește. Parcă ceva din sprijinul tău, pe care l-ai în familie, e adevărat. Dar întotdeauna, mama, când ai o problemă, când ai o bucurie, gândul se duce spre mama. Îmi spuneați că acum înainte nu mai are încotro să se ducă. Îmi spuneați că înainte de a deceda mama dumneavoastră, aveați în plan să mergeți. Ce nu i-ați spus? Ce ați fi spus dacă ați mai fi văzut-o odată? Foarte multe lucruri. Poate că i-aș fi cerut scuze că nu am stat cu ea atât de mult cât mi-aș fi dorit. Poate că i-aș fi mulțumit de multe ori pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, pentru tot sacrificiul pe care l-a făcut pentru mine. Poate că i-aș fi spus că nu vreau să plece. Dar nu am putut opri acest lucru. Aveți puterea să mergeți la ea la mormânt? Da. Merg mereu, am mers și de Paște la mormânt. Merg la mormânt. Și apropo de lucruri urâte, a fost o televiziune care a mers și a filmat până și mormântul mamei. Deci de aceea vă spuneam că lucrurile sunt urâte, sunt lucruri urâte. Dar am puterea să merg la mama la mormânt și merg de fiecare dată, pentru că încă când ajung acolo simt că e mama. Da. Și sunt convinsă că de acolo, de sus, vede ceea ce se întâmplă și ne susține în continuare. Ne apropiem de final. Știu că ați pornit-o pe... O să vă las o secundă. Da, putem continua. Știu că ați pornit pe un nou drum de această dată, dar vreau să vă întreb și în privința politicii, sunteți hotărâtă să mergeți pe mai departe? Da, am făcut un nou pas în politică pentru că îmi doresc un alt fel de mod de a face politică. Vreau să dăm startul unui nou mod de a face politică în România. Ca nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut eu, prin situațiile neplăcute prin care am trecut eu. Să facem o politică a bunului simț, o politică pe soluții și proiecte, pe consens, pe respectarea adversarului politic.
pentru că eu cred că România are nevoie de cu totul și cu totul altă abordare. Doamna Dăncilă, vă mulțumesc mult că ați venit în Oglindă. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru întrebări. Ați văzut și dumneavoastră, întotdeauna îi urmărim în dezbateri, îi vedem întotdeauna încrâncenați, încercând să se lupte pe voturi, pe idei. Dar și acești oameni, în definitiv, când pleacă acasă, redevin oameni ca noi. Și ei suferă, și au emoții, și ei vor să aibă o viață liniștită. Vă mulțumim că a stat în Oglindă.